Ok, în acest video o să aflăm mai multe despre cum să creăm audiențe customizate sau personalizate în Facebook Ads pentru a targeta cât mai eficient publicul țintă care are șanse mult mai mari de a converti în campania de Facebook Ads. E foarte important să știm că putem crea audiențe personalizate în funcție de acțiunile pe care oamenii le fac pe site-ul nostru sau în funcție de acțiunile pe care oamenii le fac în decursul campaniei de Facebook Ads, pentru ca noi să retargetăm acei oameni și să le afișăm anunțuri personalizate în funcție de ceea ce vrem noi să facă. Pentru asta mergem în business.facebook.com, Business Manager. Vă dau click în partea stângă la administrarea de reclame. Vedeți pe cele trei linii și vom merge la tabul de active, la audiențe. Aici vom da click pe audiențe și putem vedea diverse audiențe. Putem crea audiențe diversificate, cum ar fi cele personalizate sau similare. Să luăm pe fiecare în parte audiența personalizată. Dacă vom da click, avem diverse tipuri de audiențe. De pe traficul nostru, putem crea audiență formată de vizitatorii site-ului nostru web dacă vom instala pixelul Facebook care ne permite să înregistrăm ce fac oamenii pe site-ul nostru și să targetăm oamenii care fac anumite acțiuni pe site-ul nostru, ceea ce este foarte, foarte tare, ținând cont că astfel putem să retargetăm oamenii care fie au văzut un produs, fie au luat un produs în coș, dar nu au cumpărat, fie au cumpărat și putem face un upsell către ei, fie au văzut anumite oferte, dar nu au acționat. Pentru aceasta putem avea tabul de trafic pe site. Dacă mă da click pe el, putem vedea persoanele care intră în categoria noastră sau toate. Și putem vedea contul nostru prin ID-ul Facebook Pixel, care nu este momentan instalat. Și astfel putem să creăm oameni, să creăm audiențe pe baza oamenilor care au văzut site-ul nostru în ultimele 30 de zile sau până la, practic, până la 180 de zile, ceea ce este o perioadă destul de lungă, de 6 luni de zile, prin care putem să retargetăm oamenii care au intrat pe site-ul nostru. După care putem targeta persoanele care au văzut anumite pagini web, ceea ce este foarte tare din punctul meu de vedere. În ce sens? În sensul care oamenii care au adăugat un produs în coș, dar nu au finalizat comanda, pot fi foarte ușor retargetați prin Facebook Ads și să le arătăm diverse oferte, cum ar fi cupoane, vouchere sau produse cu prețuri promoționale, pentru a-i face și a determina să facă o anumită acțiune mai departe, ca aceea de a completa conversia. Sau putem targeta oamenii care au văzut anumite, care au completat o achiziție și vrem să retargetăm prin afișarea altor produse pentru upsell sau cross-sell, ceea ce este iarăși foarte tare. Putem targeta oamenii care au văzut anumite categorii de produse și să le arătăm produse din aceeași categorie sau produse din alte categorii similare. De asemenea, putem să targetăm foarte ușor oamenii care au stat anumit timp pe site-ul nostru, ceea ce este iarăși interesant pentru că aceștia au șanse mai mari de a converti. Aici ne referim la oamenii care au stat mai mult timp pe site-ul nostru, 20%, 10% sau 5%. Putem de asemenea să și excludem oameni care au văzut anumite pagini, mai fi cei care sunt de la Thank You Page, și astfel putem să, practic, să mulăm audiența noastră țintă în funcție de aceste criterii, pentru că noi să avem șanse mai mari de a crește ratele conversiei anunțurilor noastre pe Facebook Ads și a atrage mai mulți clienți potențiali pe site-ul nostru. În acest sens, pentru e-commerce, recomand să targetăm oamenii care au văzut anumite produse, dar nu le-au adăugat în coș, oamenii care au adăugat produsul în coș, dar nu au finalizat comanda, oamenii care s-au blocat anumite pagini de checkout, anumite pași de checkout, ceea ce este foarte important pentru a-i readuce pe site-ul nostru și a completa procesul de checkout, sau persoanele care, practic, au completat o comandă și au văzut pagina de Thank You Page. Putem să-i retargetăm cu alte anunțuri pe produse similare, pe oferte speciale și așa mai departe, ceea ce este foarte tare. Sau putem targeta oamenii care stau anumit timp pe site-ul nostru, sau oamenii, întreaga audiență care au văzut site-ul nostru sau au intrat pe site-ul nostru, dacă este un site care nu are așa mult trafic sau care are trafic mic spre mediu. Cam aceasta este partea de remarketing pe Facebook Ads bazată pe traficul de pe site. Trebuie neapărat să avem Facebook Pixel instalat, fiindcă altfel nu putem face această campanie de Facebook remarketing.